când au plecat, au sperat într-un viitor mai bun. E o luptă cu viața aici în țară. Când s-au întors, au continuat să lupte. În general, toți sunt contratați. Așa e format sistemul. Două cazuri, două destine complicate. Românii au chestia asta de a te judeca și a te cataloga pur și simplu dacă te văd o secundă. Unul s-a întors după 14 ani din Italia, iar celălalt după 4 ani petrecuți în Marea Britanie. Școala era mai bine îngrijită în Italia decât în România. A doua emigrare, duminică de la ora 12:30 la TVR2 și TVR HD.